Parchetul european ar putea investiga și fraudele cu fonduri europene comise în Republica Moldova. Este vorba inclusiv despre fonduri oferite de BERD și BI. Șefa parchetului, Laura Codruța Chioveși, susține că procurorii europeni pot instrumenta cazuri și în statele în care nu sunt membri ale UE. Pentru asta, autoritățile țărilor respective trebuie să depună sesizări. Dar Chișinăul nu a cerut asta deocamdată. Avem situații în care noi ne sesizăm din oficiu, inclusiv din anchete jurnalistice, și acest lucru s-a întâmplat de câteva ori și cu destul de mult succes. Deci noi putem să urmărim ce se scrie în presă și dacă avem informații că s-a comis o fraudă cu fonduri europene, ne putem sesiza din oficiu, dar în mare parte atunci când este vorba de terți țări, cum este și Moldova, aici noi trebuie să ne bazăm foarte mult pe ceea ce fac autoritățile naționale. Și atunci, dacă autoritățile naționale vin cu o informație la noi, sigur, noi putem deschide o investigație și putem lucra împreună. Prin urmare, parchetul european ar putea investiga și fraudele cu fonduri europene comise în Republica Moldova, doar că autoritățile trebuie să ceară asta, deoarece corupția și frauda pot avea consecințe grave, inclusiv letale. Asta s-a întâmplat anul trecut în Grecia, când s-au ciocnit două trenuri. Potrivit lui Chioveși, deși grecii au primit fonduri europene pentru instalarea unui sistem de semnalizare, în implementarea proiectului s-au comis multe ilegalități. Totuși, nimeni nu a sesizat parchetul european. Cu toate acestea, noi am deschis o investigație, dar din nefericire a avut loc un accident în care două trenuri s-au ciocnit și au murit peste 50 de tineri, majoritatea studenți care se întorceau acasă, se întorceau la facultate din vacanță, și peste 180 de răniți. Noi am constatat în cadrul investigației noastre că dacă acel proiect european ar fi fost implementat la timp și în mod corect, acest accident ar fi fost evitat. Pentru că au fost fonduri europene pentru instalarea unui sistem de semnalizare și atunci când trenurile s-ar fi apropiat, ele nu s-ar fi putut ciocni pentru că s-ar fi oprit automat. Iată un exemplu în care frauda, până la urmă, ca și corupția, poate să ucidă. Deși în prezent nu există investigații privind valorificarea fondurilor europene în țara noastră, Chioveși nu exclude că s-ar putea verifica modul în care s-au făcut achizițiile de gaze din bani europeni.